Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi bună. Domnule Ciucă, dacă vezi că în cazul în care veți ajunge la Palatul Cotroceni, este o variantă de premier? Aș vrea să vă întreb cum ne veți reprezenta în contextul în care ieri ați avut o mică gafă, în care ați confundat numele președintelui, viitorului președinte al Consiliului European cu numele unui fotbalist. Vă referiți la Rui Costa și Antonio. Da. Ați văzut că imediat m-am corectat și am zis Antonio. Sunt om. Nu-mi cere să fiu alt. Sunt viu. Dacă vreți, mă puteți atinge. Mă puteți ciupi. Dacă mă ciupiți mai tare, să știți că și țip. Adică, e normal. Sunt. Se știe că sunt, îmi place să mă uit la meciuri. Adică ce gafă așa monumentală. Bine că n-am spus sănătate multă. Un guvern care este susținut de o coaliție de guvernare care nu funcționează. Politică. Ba nu, funcționează, v-am zis. Doar cum? E discretă, nu secretă. Cum funcționează? Cum comunicați? Măsurile economice, cum le luați dacă nu sunt agreate colegii în coaliție? Colegii de-ai mei au avut întâlniri cu colegi de la Partidul Național Liberal. Nu se mai văd lideri. Am înțeles. Respect această decizie a consultanților de la PNL. Și de aceea am făcut un apel oficial către instituțiile statului român specializate și către structurile aliate care se ocupă de aceste subiecte pentru a investiga până la ultimul detaliu această operațiune de compromitere a unui fost oficial al NATO și a unui viitor candidat, unui candidat și a unui potențial viitor președinte al României. Cu privire la partea internă, și aici este o linie roșie, dragii mei, și cred că trebuie să o spunem foarte răspicat. Și nu am să mă las, și după ce vom câștiga această campanie, să nu vă prezint public toate dedesubturile acestei operațiuni. Că la un moment dat trebuie să demascăm modul în care funcționează și Rusia și acoliților din România. Există o campanie împotriva mea de linșaj mediatic, programatic, pe bani publici, finanțate de partidele din această țară, care iarăși reprezintă o linie roșie pentru mine și n-am să mă las. Da, 100% sunt pentru dezbatere, dar nu cu candidații partidelor pro-ruse. Adică și excludem pe George Simion și pe Diana Șoșoacă? Ce anume? Nu intru în direcția asta. Probabil că nu ați avut bunic sau străbunic care să vă povestească cât de mult rău au făcut rușii când au intrat pe teritoriul României. Deci nu ne putem gândi la așa ceva. Noi suntem pentru vest. Mie îmi plac blugi, îmi place Coca-Cola, întotdeauna ne-am dorit să fim cu americanii. Păi nu v-am zis să rămâneți la pechea lângă oamenii? Domnul președinte, nu putea să ratăm momentul ăsta și să fim alături de dumneavoastră, dar cum încheiem aici direcția la pechea și continuăm ceea ce am început, adică să scoatem România din noroaie? Apreciez din suflet că v-ați mobilizat ca să veniți aici, dar imediat după depunere vă duceți înapoi la pechea. Mulțumesc colegilor care de o săptămână de zile sunt la Pechea. Depunem astăzi împreună dosarul pentru alegerile parlamentare și pentru alegerile prezidențiale, pentru că anul acesta este un an decisiv pentru români, pentru oamenii care trebuie ajutați și care au nevoie de sprijin din partea guvernului lor. Vreau să-i mulțumesc tuturor celor care au susținut lista noastră de candidați pentru alegerile parlamentare și pentru cei care m-au susținut la alegerile prezidențiale. Eu sunt a patra oară la Biroul Electoral Central cu dosarul de candidat la prezidențiale și nu fac acest lucru ca un jucător înrăit la loto, pun numere și sper că voi câștiga. Este pentru prima dată în cei 34 de ani, vă rog, dați-l mai încet, că mă aveți aici. Dă-o acolo, vă auziți acolo sau mă auziți pe mine?
E pentru prima dată. Deci îi chid eu telefonul dacă nu și-l închide. Da, poliția română, am condus cu 140 la oră. Vă rog să-mi luați carnetul din nou. Și așa o să conduc și cu 180 la oră și cu 200 la oră.